ansamblul folcloric Dor Transilvan al Companiei de Transport Public din Cluj-Napoca. Înființat în urmă cu 30 de ani, ansamblul Dor Transilvan al Companiei de Transport Public din Cluj-Napoca este unul dintre cele mai valoroase ansambluri folclorice care activează în județul Cluj și singurul ansamblu de întreprindere înființat după 1989 în România. Înființat în anul 1994, ansamblul debutează național și internațional la Festivalul Cerbul de Aur de la Brașov, iar din anul 1995 își începe misiunea de reprezentant al culturii tradiționale românești în festivaluri internaționale de prestigiu organizate în Europa. Cu o medie anuală de 4 participări în festivaluri internaționale, ansamblul folcloric Dor Transilvan face parte din cei mai activi promotori ai culturii tradiționale românești în străinătate, primind din partea primăriei Cluj-Napoca titlul de ansamblu european. Laureat cu premiul Oscar pentru folclor la Festivalul Mondial Castello di Gorizia, Italia, ansamblul Dor Transilvan este considerat un adevărat ambasador cultural al Clujului. De-a lungul anilor, ansamblul Dor Transilvan a reprezentat cu onoare și succes folclorul românesc în 110 festivaluri internaționale organizate pe 3 continente, în Anglia, Franța, Cehia, Italia, Polonia, Grecia, Turcia, Belgia, Portugalia, Spania, Coreea de Sud, Statele Unite ale Americii și China. Ansamblul are în componență tineri dansatori, elevi, studenți sau angajați, instrumentiști și interpreți ai cântecului popular. Repertoriul ansamblului folcloric este compus din 20 de suite populare de jocuri din cele mai frumoase și reprezentative zone folclorice ale Transilvaniei: Oaș, Codru, Bihor, Câmpia Transilvaniei, Sibiu, Brașov. Alături de acestea, din repertoriul ansamblului fac parte și suita de jocuri moldovenești și celebrul joc Călușul Oltenesc, joc intrat în patrimoniul UNESCO. Orchestra ansamblului este compusă dintr-un grup stabil de 10 muzicanți care cântă atât în formulă tradițională de trio transilvan, cât și în cea de taraf sau orchestră restrânsă. În funcție de o complexitate a spectacolelor susținute, orchestra ajunge la 15-20 de instrumentiști. Majoritatea instrumentiștilor sunt muzicanți cu studii superioare, ceea ce face facilă colaborarea cu marii interpreți ai cântecului popular. De-a lungul anilor, ansamblul Dor Transilvan a colaborat și a acompaniat aproape toți marii interpreți de folclor ai României, începând cu Achim Nica și Dumitru Fărcaș, până la celebrul Gheorghe Zamfir. Densitatea spectacolelor susținute de ansamblul Dor Transilvan, aproximativ 60 de spectacole anual, apropie performanțele artistice ale ansamblului de cele ale ansamblurilor profesioniste din țară. Acest lucru face ca în fiecare an ansamblul Dor Transilvan să fie invitat la cele mai mari manifestări folclorice, precum Festivalul Internațional Cântecele Munților la Sibiu, Sărbările Transilvane la Cluj-Napoca, Festivalul Internațional Hercules la Herculane, Festivalul Inimilor la Timișoara, Festivalul Jocului Fecioresc din Transilvania la Cluj-Napoca. Aceeași valoare deosebită a prestațiilor artistice ale ansamblului folcloric Dor Transilvan a înlesnit colaborările artistice cu televiziunea națională, cu producătorii Mărioara Murărescu, Florentina Satmari și Elize Stan și cu Institutul Cultural Român din Madrid, Praga și Varșovia. Calitatea artistică a suitelor de jocuri din repertoriul ansamblului este asigurată de experiența profesională a coregrafilor Florin Ciobanu, Aurel Oltean și Silvia Macrea. Directorul general, inginer Liviu Mea, acordă tot sprijinul necesar performanțelor acestui ansamblu folcloric, iar coregraful Dacian Gălățean, calitatea artistică a prestațiilor.